Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcan. În această seară, așa cum deja v-am obișnuit, vă aduc o doamnă interesantă. O doamnă care are o terapie care a apărut nu foarte de mult în România, dar care are niște rezultate extraordinare. Și vreau să discutăm despre această terapie care se numește FOHAW și vreau să discutăm și despre alte lucruri, pentru că doamna este pe lângă terapeut, este și trainer. Și merge în toată țara pentru a promova, să spunem, această terapie, pentru a-i educa pe cei care doresc să devină terapeuți și să folosească acest echipament, pentru că este vorba și despre un echipament. Și nu vă mai țin mult, permiteți-mi să o invit alături de mine pe Georgeta. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Numele meu este Georgeta Bodnar, sunt terapeut și mă bucur că sunt aici alături de dumneavoastră, pentru că, da, este adevărat, trebuie să facem cunoscut această terapie, care este o terapie holistică. Ajungem imediat acolo, dar până la terapie vreau să te rog să ne spui câteva lucruri despre tine și cum ai ajuns terapeut. Așa, extraordinar. Da, eu sunt la bază inginer. Viața ne duce acolo unde trebuie să ajungem. Și dacă ar fi să iau din ortodoxie un fragment, Dumnezeu ne dă un talent. Și atunci când talentul este al tău, când faci ceea ce trebuie ca să mulțești acel talent, de fapt totul faci cu bucurie. Și rezultatele sigur că apar. Am decis să merg pe acest drum pentru că am avut provocări, mai mult și mai mult pentru mama mea, care Dumnezeu să o odihnească, a plecat dintre noi și îmi doream să o ajut cât mai mult. Deci am început cu cei alături, cu cei dragi, pentru că niciodată nu cred că cineva vrea să facă rău aproapelui său și în special mamei. Și cu 7 ani în urmă m-am întors din Italia și am decis să fac ceva. Trebuia să fac ceva. Cochetam de mai multă vreme cu fitoterapia, deci eram reprezentanta unei companii, dar s-a născut așa o idee. Vreau să dezvolt brandul meu personal și să pun omul pe primul loc. Din acel moment de când am decis să pun omul pe primul loc, de fapt, au început să apară către mine terapii și companii pe care eu le-am testat și aș putea spune că sunt un promotor, pentru că tot ceea ce fac, întâi testez și apoi merg mai departe. E foarte bine pentru că eu așa cred că este și normal. Să vedem întâi pe pielea noastră, ca să zic așa, Exact. aceste terapii. Ai mai avut și alte terapii înainte? Da, am făcut școala de terapeuți la Anatecor în Onești. Am făcut un an de zile și vreau să spun că am fost foarte bucuroasă și am fost onorată să am un profesor care, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este, Mircea Ștefea, care el de fapt are și cărțile de presopunctură, de reflexoterapie. Și când făceam școala, el a spus un lucru. Ca să fii un bun terapeut, va trebui să ai 10 ani de experiență. Eu, prin natura mea, fiind și colerică, am zis în gândul meu, să o crezi dumneata că eu mai am 10 ani de timp în față să Învățat. devin terapeut. Și atunci, tot ce a fost, am fost ca o sugativă, am studiat, am vrut să testez, am făcut hirudoterapie, m-am specializat în mai multe terapii și am testat mai multe companii și am zis așa, ca un om, în momentul în care omul vine la mine, îi facem anamneza. Ca să poți ajuta acea persoană, dacă tu îi promovezi un produs, ești reprezentantul unei companii. Dar eu am zis,
întâi sprijin omul pe drumul vindecării, pentru că noi nu facem nimic, Dumnezeu și persoana respectivă. Când omul este pregătit să primească darul divin al vindecării, atunci toate se așează, dar dacă nu se închide. Și atunci mergem la o hidratare bună, la o deparazitare, la o detoxifiere și așa am ajuns la terapia Fohau. Ok, acum hai să vedem terapia Fohau. Ce ne poți spune despre ea? Este o minune. Este o terapie care abordează omul din punct de vedere holistic. Când vorbim holistic, înseamnă întru totul. Terapia Fohau merge în fizic, energetic și emoțional. La baza tuturor bolilor există și emoții. Dacă emoțiile nu deblocăm, nu scoatem afară, acea dezechilibru, aș putea spune, nu boli. Eu vorbesc mai mult de dezechilibre. Acel dezechilibru va persista și nu vom avea rezultate. Dar să vă povestesc cum am ajuns la terapia Fohau. Una din prietenele mele cu care eu mă consultam parapsiholog îmi zice, draga mea, a văzut că eu am făcut multe specializări, pe cartea mea de vizită scriam terapeut, specialist în terapii alternative. Și a zis, ce înseamnă asta, terapii alternative? Păi uite, sunt în sujoc, presopunctură, reflexo, și am început să-i hirudoterapie și am început să-i le enumăr. Nu, draga mea, pentru că i-a simțit puterea mea ca bioenergoterapeut și a zis așa, tu vei scrie pe cartea ta de vizită bioenergoterapeut. Păi încă n-am făcut cursurile, nicio problemă. După un timp a venit o prietenă să-mi prezinte acest aparat, cum bine ai zis, și să-mi vorbească despre această terapie. Eu am vrut mult mai multe, dar am vrut mai întâi să testez pe mine. Dacă nu simt terapia și nu pot să o promovez. Eu nu zic că nu simt, sunt și alte bune, dar această terapie am simțit-o pe propria piele. După ce mi-a făcut terapie, după ce m-am dat jos de pe masă, i-am spus, vreau și eu aparatul ăsta. Păi ziceai că vreau și eu aparatul ăsta, pot să mă ajuți? A doua zi, aparatul a fost la mine. Pentru că acest aparat cu care noi facem această terapie, eu zic că alege terapeutul. În momentul în care tu simți, în momentul în care tu nu obosești, dacă îți vine o persoană în terapie și la 10 noaptea să-i faci terapie, atunci înseamnă că ești pe drumul bun. Vorbeam de acei talanți. Cu bucurie fac tot și nu fac altceva decât să ghidez omul pe drumul vindecării, pe drumul echilibrării. Dar el are partea lui de făcut și eu am partea mea de făcut. Uite, aici chiar vreau să te întreb, pentru că vreau să punctăm acest lucru, că nu există tratament, vindecare fără aportul omului respectiv, bolnavului, să spunem, pacientului. Pentru că lumea se așteaptă la un moment dat, dacă e o pastilă, gata să-și treacă. În activitatea mea, și mă bucur că sunt oameni care mulțumesc că i-am ghidat și că i-am ajutat, am întâlnit fel de fel de persoane. Vă dați seama că, spuneam, e vorba de emoții, e vorba de un om bolnav, are o anumită vibrație, vibrația este scăzută, tu îl ajuci, îl încurajezi, îi explici ce se poate întâmpla. Dar dacă el nu este pregătit să primească darul divin al vindecării, deci acest dar divin îl primim atunci când suntem pregătiți. Dacă omul spune, am avut o persoană, de exemplu, care am întrebat, spuneți-mi, peste un an, cum vă vedeți? Doamnă, peste un an voi fi oale și ulcele. Ce credeți? Totuși, la insistența familiei a început, am făcut terapie și apoi a renunțat. Pentru că el deja se vedea acolo. Nu poți ajuta un om dacă el nu-și face treaba. Nu poți ajuta un om dacă el nu este pregătit. Pentru că știți, noi avem și anumite lucruri care trebuie să le tragem. Dacă ne-am ales să fim bolnavi, să trăim anumite emoții, anumite situații,
degeaba noi din afară spunem, aș vrea să-l ajut. Păi cum să-l ajut? Să intru în energia lui? Dacă el nu vrea să fie ajutat și e un regim, sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le facem. Dacă nu suntem dispuși să le facem, și un lucru foarte important în cazul echilibrării, pentru că tot ce facem noi poate să ne ajute să ne vindecăm. Dar dacă nu suntem pregătiți să trecem prin durere, pentru că în medicina alopată iau o pastilă că mă doare capul și îmi trece. În medicina holistică sunt mulți mai mulți factori, dar s-ar putea să mă doară capul mai tare. Și atunci eu trebuie să fiu pregătită, că dacă, păi m-a durut, mi-e rău, cum, nu merge, nu avem ce face. Aici din nou vreau să te întreb, de ce crezi tu că oamenii stau în acea energie, în acea boală? Pentru că sunt care nu vor să iasă, exact cum ai spus. O întrebare extraordinară. Mă așteptam să știți că tot ceea ce mi-e în subconștientul meu, acest interviu, eu l-am regizat. Vizualizat. Pentru că oamenii, în ultima vreme, ei sunt... nu mai privesc în interior, ei privesc în exterior. Îi interesează ce face vecinul, îl interesează, există emoțiile, invidia, ura, care ne afectează pe noi. Noi, în ultima vreme, avem de unde lua informații și putem vedea că, de fapt, când ajungem la boală, acolo avem și emoții. Și acele emoții care se acumulează în adâncul nostru, ele trebuie scoase, trebuie să fim pregătiți. Dar dacă ne-am, de exemplu, un alcoolic, noi vrem să ajutăm alcoolicii. Și să știți că eu am căutat mereu, am căutat soluții. Dar dacă acea persoană și-a ales viața de alcoolic, acea persoană și-a ales să aibă emoția de a fi disprețuit de familie, de rude, de prieteni, nu putem face nimic dacă el nu se trezește și spune, gata, eu vreau să scap. Am înțeles ce înseamnă această emoție, am înțeles această experiență, îți mulțumesc, Doamne, pentru tot și vreau să scap de lucrul ăsta. Pentru că, mă repet, dacă un terapeut spune că eu am făcut, am dres, eu sunt puternic, nu. Noi suntem cei care ghidăm omul. Îl ghidăm și îl ajutăm atunci când el spune, mă doare, și îi spun, felicitări, așa trebuie să te doară. Vai, știți, nu pot să mănânc, nu pot, pentru că scoate afară mizeria din corp, toxine, mergem afară cu scaunul, cu urina, mă doare capul, mă doare mai tare. El trebuie să fie pregătit și tu să-l sprijini și spui, felicitări, e bine așa. Da, știi cum, în ziua de astăzi, oamenii fug de durere. Da. Exact, acele medicamente, toți spun, lasă, rezolvăm problema, dar întâi să-mi treacă durerea. Și de cele mai multe ori ne păcălim puțin organismul, dându-i anumite inhibatoare, să spunem, ale durerii, dar problema rămâne. Exact. Boala, să spunem, rămâne în organism. Exact. Și noi uităm să o mai tratăm după aia. Exact. De fapt, aici este foarte importantă această terapie pe care eu o promovez și, da, mi-am propus să o fac cunoscută. Eu cât m-am întors de la București, lângă București, la Buftea, am o parteneră pe care am pornit-o. Stau alături de ea și îi arăt, pentru că noi avem cursuri. Noi avem fiecare partener când își ia aparatul, sunt cursurile de bază, dar experiența, încurajarea, încrederea nu se poate decât dacă stai lângă el. Și sunt oameni care sunt pregătiți și care au nevoie de această experiență, pentru că terapia FOHAU este extraordinară. Dar unii din noi care nu se mai gândesc că am fost învățat într-un mod
și sunt anumite produse, anumite materiale, ca și la ecografie. Este un gel pe care eu îl folosesc ca să-mi iasă ecografia. Așa și aici. Avem anumite produse făcute de companie care, luate, folosite, terapia este mult mai eficientă. Și atunci unii spun, știi, dar e scump, știi, dar cu ce compari când spui că e scump? Asta este important, pentru că rezultatele pe care le obținem noi sunt fantastice. Dar asta este un subiect pe care o să-l dezvoltăm pe parcurs. Vreau să te întreb. Ai spus la un moment dat holistic înseamnă întreg. Pentru că sunt mai multe definiții. Oamenii înțeleg, și în ultimul timp am observat acest lucru, oamenii înțeleg parțial. Chiar la un moment dat, unii resping această idee de holistic, crezând că este ceva... Cine știe ce, ca să nu zic, ocult. Deci, din punctul tău de vedere, holistic... Și să vedem dacă e și punctul meu de vedere exact. Dă-mi o definiție ca oamenii să înțeleagă exact. Pentru că e specialistă în acest domeniu și poți explica, să spunem, pas cu pas și cel mai bine. Mi-a plăcut foarte mult că este important să studiem, să vedem care sunt definițiile, ce și cum. Mie îmi plac lucrurile simple și clare. Și cel mai simplu lucru al termenului holistic este întru totul. Acționează în fizic, energetic și emoțional. Fizic, m-am lovit, elimin durerea, lucrez pe corp, pe mușchi, pe nu, marea majoritate a terapiilor și în special masajul este în fizic. Mai se obțin și alte rezultate. Dar terapia Fohau este o nouă abordare a corpului din punct de vedere holistic. Și de ce? Ca să vă explic un pic cum funcționează. Chiar te rog. Deci terapia Fohau se face cu ajutorul unui aparat care transformă curentul electric, datorită științei nanotehnologiei, transformă curentul electric în biocurenți. Cu ajutorul unor mănuși pe care terapeutul sau cel care folosește. Pentru că la terapia Fohau nu trebuie neapărat să avem specializări, nu trebuie să fim medic. Se poate folosi și acasă, putem avea medicul familiei acasă și o să vedeți cum. Și după ce am dat drumul la aparat, sunt niște mănuși cu inserție de argint pe care eu le folosesc și de fapt acele mănuși transformă curentul electric în biocurenți, pentru că omul nu simte pe tot corpul. De obicei, când este boală sau dezechilibru, este exces de yin. Terapia Fohau, marea majoritate a procedurilor, sunt pe spate. Pe față avem yin și pe spate yang. Yin înseamnă boală, înseamnă exces de yin. Și eu lucrând pe spate, pe anumite puncte biologice active, de fapt, echilibrez. Noi suntem energie. Energia o captăm din univers prin chakre, care 7 sunt chakre principale. De la chakre, prin meridiane, e distribuită energia către organe și mai departe către capilare. În momentul în care curentul electric ajunge chiar în profunzime, în capilarele noastre, deci practic ce fac? Biocurenții este energie, energia chi, energia prană sau chi, cum se spune. Energia chi este energia pe care noi o avem în corp și încet, încet ea începe să scadă. Cu terapia Fohau nu facem altceva decât să energizăm corpul, curățăm, deci deblocăm chakrele și curățăm meridianele. Și de fapt ajutăm corpul să lucreze normal. Bineînțeles că prin această terapie
se face masajul visceral al organelor, pentru că când trec pe spate, noi avem acolo niște meridian vezică urinară care are legătură cu paravertebrale și deci merge la fiecare organ în parte. Deblocând acele energii și curățând, de fapt nu facem altceva decât să dăm omului, să dăm ceea ce are nevoie. Și mai mult de atât, deci lucrând în energetic, se lucrează și în emoțional. Sunt persoane care se comportă în diferite moduri. Unii plâng, alții râd, alții oftează, alții dorm. Terapia este o terapie personalizată. În momentul în care am așezat omul pe masă, el deține controlul și asta e foarte important. Telecomanda este în mâna lui și terapeutul colaborează cu clientul și întreabă, e bine, nu e bine, e mult, e puternic, scădem sau creștem intensitatea și în felul ăsta nu agresăm persoana, pentru că la început e posibil să sunt niște senzații pe care nu le-am mai avut până atunci. Și în momentul în care eu am terminat terapia, persoana respectivă trebuie să bea o cană cu apă caldă și din nou spuneam că avem pasta roza, este un produs care are foarte multe oligoelemente, ajută la curățare, la deblocare. Când așezăm omul pe spate cu mănușile de nitril sau de unică folosință, este un unguent, totul este pe bază din plante care creează permeabilitatea corpului să primească curenții în mod disipat. Curentul este compatibil cu capilarele noastre, pentru că mai sunt aparate și unii chiar spun, știi, am găsit ceva mult mai ieftin sau, dar depinde de forma curentului. Forma curentului transmisă de aparatul Fuhao este dreptunghiulară și nu e ascuțită, nu creează durere, relaxează. Relaxează în momentul în care se face terapia. Și bineînțeles că după ce s-a făcut terapia, se aplică o altă cremă energizantă care are rolul de a scoate și din emoții. Sunt blocaje adânc în corpul nostru, le scoate afară. Și în felul ăsta se obține echilibrarea și vindecarea. Pentru că știm foarte bine că emoțiile sunt cele care, orice boală are o emoție la bază. Da, dar e greu să înțelegem asta. Noi credem cu totul altceva, am fost învățat cu totul altceva și mai nou se vorbește despre aceste emoții care cauzează, până la urmă, sau favorizează, să spunem, bolile sau aceste dezechilibre. Vreau să te întreb, acest curent nu este prea puternic, nu sunt oameni care să se fi speriat, dom'le, mă simt electrocutat sau ceva, pentru că știi cum oamenii, fiecare simte într-un anumit fel. Nu e... Tocmai asta spuneam, datorită faptului că curentul electric este compatibil cu capilarele noastre, el pătrunde într-un mod blând și dacă eu am telecomanda în mână, atunci, dacă cumva, acolo unde sunt blocaje, s-ar putea să ne doară. Terapia trebuie să fie confortabilă. Și dacă eu îi dau persoanei respective telecomanda, îi spun, dacă cumva doare, coboară. Dacă nu simți, ridică. Îmi zicea cineva când se face fizioterapie. Nu se întâmplă altceva decât să fenteze creierul ca durerea să nu mai să nu mai existe o perioadă. Și de aia, ați văzut, la 6 luni se dă numai devreme, poți să mai repeți. Pentru că acolo putem vorbi de un curent electric local, aici vorbim de un alt tip de curent electric, care de fapt nu mai este curent electric, sunt biocurenți
și care nu face altceva decât să desfunde, să împingă energia să funcționeze corpul. Și spre deosebire de fizioterapie, care n-ai voie să faci decât o dată la 6 luni, această terapie, dacă e nevoie, o poți face și de 3 ori pe zi. Trebuie lăsat un pic de timp. Dar cel mai indicat este ca această terapie să fie făcută o dată pe zi, minim 10 ședințe, se poate face pauză și apoi din nou reluată terapia. Deodată vreau să-ți lansez o provocare, pentru că urmează o pauză și, dragile mele, dragii mei, stați aproape. Întrebarea mea pentru tine, pentru această pauză, este să te gândești și să ne spui care ar fi, să spunem, cine are nevoie, să spunem, de această terapie, care boli, să spunem, sau care dezechilibre ar putea fi ameliorate cu ajutorul acestei terapii. Da? Stați aproape, dragile mele, dragii mei, revenim după pauză. Sigur.